Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul? Înțelepciune, învățături, practici cotidiene, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Nu uitați, toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Astăzi vom vorbi despre două cărți care au legătură între ele. Este vorba despre Bardo Todol, Cartea tibetană a morților, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald și de asemenea cea de-a doua carte, Cartea tibetană a vieții și a morții, tot în colecția Himalaya este publicată și bineînțeles face parte din aceeași campanie, adică o puteți găsi și pe aceasta pe site-ul editurii Herald, în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul. Astăzi alături de noi este Ana Maria Haller, blogger, autoarea blogului Dusă cu cartea. Ea o să vă arate o carte, eu am să vă arăt cealaltă carte și sper că se vede destul de bine. Deci eu am Cartea tibetană a vieții și a morții. Ana Maria, un pic mai sus, un pic mai sus cartea. A, așa, Cartea tibetană a vieții și a morții, iar eu Cartea tibetană a morților, Bardo Todol. Ce ne poți spune despre Cartea tibetană a vieții și a morții și apoi cumva să facem și referire la această minunată carte din colecția Himalaya, Cartea tibetană a morților. Cumva titlul ei cel mai cunoscut este Bardo Todol. Ce înseamnă Bardo Todol? Vine de la cuvântul bar, care înseamnă între, și do, care înseamnă doi. Unul dintre textele fundamentale ale budismului tantric tibetan, Vajrayana, dar și al întregii spiritualități a lumii. Tema cu care acest text ne confruntă este una extrem de sensibilă pentru orice ființă umană, subiect al unor perene frământări metafizice și, după cum vom vedea, chiar practice, oricât de neobișnuit ar suna. Iată două cărți în această colecție. Noi am mai povestit așa, am atins un picuț și data trecută vorbeam despre ce se întâmplă în preajma morții, ce ritualuri există pe crestele foarte înalte ale munților Himalaya și ce înseamnă de fapt Bardo Todol, ce înseamnă Cartea tibetană a morților și de asemenea Cartea tibetană a vieții și a morții. Bună, Sorin, bună și ascultătorilor tăi. Aș vrea să spun că eu prima dată am auzit despre cartea pe care am citit-o eu, Cartea tibetană a vieții și a morții, însă citind-o am observat că face legătură cu cea pe care o ai tu și mi-am luat-o și pe aceea, tocmai pentru a intra și mai profund în acest subiect. Și cred că înainte de a vorbi despre acest subiect, să spunem care nu este la îndemână pentru oricine, ar trebui prima dată să înțelegem viața, pentru că noi venim aici pe această lume cu un scop. Și tocmai această ciclicitate, te naști, crești și mori, este foarte bine gândită de divinitate, să-i spunem așa. Însă este foarte important, citind această carte, să trăim în prezent, pentru că uităm să trăim în prezent și atât scrierile budiste, dar și cele creștine ne amintesc de puterea prezentului, să-i spunem așa, și a fructificării acestui lucru, pentru că întotdeauna ne gândim la viitor și uităm să trăim în prezent. Muncim până la epuizare. Iar viața noastră este într-o intensă luptă și plină de neliniște. Și atunci trebuie ca să ne liniștim, să liniștim acest elefant al vieții, cum spune în carte. Și acest lucru îl putem realiza prin meditație. Noi am vorbit și data trecută de meditație, însă aici este explicată foarte bine. Și meditația este acea modalitate prin care ne regăsim pe noi înșine, prin care putem avea cu adevărat o experiență, și să trecem de lumea aceasta neobișnuită. Este foarte frustrant, pot să spun la început, pentru un necunoscător să mediteze, pentru că, așa cum am spus, ne trebuie și o tehnică, sau cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult. Pentru că toți avem impresia că nu vedem ceea ce este meditația, că nu simțim, însă, făcând legătura cu
o învățătură creștină, pentru că, așa cum ți-am spus, am terminat și teologia. Așa cum în budism fiecare ucenic se duce la un maestru, așa avem și ascultarea, la fel și în creștinie. Și un tânăr ucenic se duce și îi spune la un călugăr: cum pot să mă rog mai bine? Că de fiecare dată mă duc și mă rog, dar simt că nu se pune nimic, nu pricep nimic. Și el i-a spus în felul următor: ok, ia un coș și cară apă cu el, un coș din nuiele. Și el, foarte mirat, zice: cum să fac asta? Dar trebuia să fac ascultare, așa cum fac și tibetanii. Și de fiecare dată când căra apă, se scurgea toată apa. Și la un moment dat s-a dus un părinte: înțeleg, mi-ai dat această ascultare, trebuie să o fac, dar nu înțeleg de ce mă ajută pe mine. Și i-a spus: uită-te în coș. Când s-a uitat în coș, a fost foarte uimit să vadă că acel coș se curățase. Așa și meditația. De fiecare dată când noi medităm, ceva în interiorul nostru se curăță și noi, chiar dacă nu vedem beneficiile, că nu este ceva să vezi acum, în acest moment, însă cu timpul, făcând de fiecare dată meditație, vei observa, vei stăpâni acea pace pe care ne-o dorim toți. Și acum depinde, nu cred că este o regulă prin care trebuie să meditezi dimineața sau seara, însă eu am încercat și mi se pare că dimineața ai mintea mult mai limpede. Seara, cred că ținem și toată încărcătura energetică pe care am de avut-o peste toată zi. Ziua și nu ne putem concentra atât de tare. Însă este bine să medităm și la ce s-a întâmplat de-a lungul zilei și să luăm acele învățături și lucruri care s-au întâmplat și să încercăm să schimbăm ceva. Poate data viitoare va fi mai bine să ne consacrăm mintea meditației și eliberării acelei iluzii pe care am trăit-o de-a lungul zilei. Și atunci, cu răbdare, pentru că, așa cum zice și părintele Cleopa, răbdare, 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 de fiecare dată cu răbdarea putem trece și marea, să-i spunem așa. Ai observat un lucru interesant, îmi place paralela pe care ai făcut-o. Întotdeauna am încercat și am reușit să găsesc similitudini, asemănări între învățătura creștină, cu precădere cea creștin-ortodoxă, prin isihasm și prin rugăciunea inimii, și învățătura tradiției spirituale budiste. Și în cele mai multe texte, în cele mai multe cărți, în cele mai multe texte sacre, fundamentale, găsim astfel de povețe sau astfel de pilde. Și chiar am urmărit acest lucru și am văzut anumite citate în anumite cărți în care se dădeau aceste exemple foarte bune, exemplu pe care l-ai dat-o puțin mai devreme. Și astfel, sau în zona aceea, astfel de pilde, astfel de povețe ne sunt date și de către înțelepții duhovnicii, da? Creștini, ortodoxi, dar și iată că le regăsim și în budism, în învățăturile marilor maeștri. Pentru că la prima vedere, avem sentimentul că ni se spun, pentru ascultare, ni se spun lucruri fără noimă. Exact ce ai spus tu puțin mai devreme. Fără nicio logică, fără niciun sens, cum să car apă cu coș de nuiele, se scurge toată apa. Și sunt abundă de astfel de da. Povești și de mici poeme, să zicem, mai ales koanurile în budismul zen, pentru că și în budismul zen avem parte de astfel de povețe, lucru care mi se pare extraordinar. Chiar la un moment dat, într-o discuție pe care am avut-o cu un alt invitat, practicant de zen, călugăr zen și instructor de ceremonia ceaiului, îmi dădea un exemplu despre un ucenic care vine la un maestru zen și spune: vreau să fiu zen și vreau să ating iluminarea. Cum să fac lucrurile astea? Și bineînțeles că noi, prin cultura noastră vestică, noi, vesticii, noi, mă rog, occidentali, europenii să le spunem, da? Mergând foarte mult în mental și încercând foarte mult să intelectualizăm tot ceea ce ni se spune, să trecem prin filtrul gândirii noastre, prin filtrul minții, cum mi se mai și spune, maimuța, mintea, e maimuța, da? Mm-hmm.
nu ne explicăm anumite lucruri, dar pentru a primi învățătura, trebuie să-ți deschizi înainte de toate inima. Și în momentul în care ți-ai deschis inima, cred că atunci vei înțelege substratul, mesajul subtil, de altfel, al acestor învățături. Acel ucenic, după ce îl întreabă pe maestru, maestru Zen îi spune: ți-ai mâncat bolul de orez? Da. După ce ai mâncat bolul de orez, ți-ai spălat bolul? Da. Asta înseamnă să fii zen. Da? Și câteodată nu avem nevoie, ceea ce așteptăm noi europenii, așteptăm de la meditație un soi de ritual. Ori nu, meditația nu înseamnă nici lumânărele, nici bețișoare parfumate, nici o anumită muzică cu boluri tibetane. Da, știu, la început toate lucrurile astea îți creează o stare, un ambient, o atmosferă care să te ducă în transă, să te ducă în această stare în care să-ți fie mai ușoară cumva meditația. Dar există maestri spirituali sau există practicanți care au practicat de-a lungul multor ani meditația, care ajung să facă lucrul ăsta în cele mai banale, cu putință, situații. Și râdeam cu invitatul meu legat de oameni în bucătărie care lucrează la o mănăstire budistă, oameni în bucătărie care sunt pe lângă obște și tot timpul au ceva de făcut și săracii n-au timp să mediteze, să se pregătească. Și acei oameni meditează curățând cartofi, curățând ceapă, făcând mâncare, da? Deci se poate medita și în felul acesta. Așa cum, și bun exemplu ai dat tu, așa cum părinții duhovnici sau călugării de la diverse mănăstiri trebăluiesc și fac treabă toată ziua. Și la ei acolo apare paza gândurilor, paza neîncetată a gândurilor. Ca gândurile, da, maimuța, să nu vină tot timpul să apară tot felul de gânduri în mintea ta, ei repetă repetă în minte rugăciunea inimii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, robul tău. Varianta mai lungă sau varianta mai scurtă pe care o știi și tu: Doamne, miluiește-mă. Milești. Da, mi-am amintit tot așa de o învățătură din această carte, la fel cu un ucenic și cu un maestru, urcau pe un munte și la un moment dat, la fel, îl întreabă cum să fie zen, să ajungă la starea aceasta și el îl ascultă, îl ascultă și la un moment dat îi zice, dar tu auzi susurul râului? Și el zice, nu, nu-l aud. Asta înseamnă să meditezi, asta înseamnă să fii zen, adică să liniștești odată mintea și să fii atent, să fii prezent, că tocmai asta, cred că acesta este scopul meditației, să fii prezent în acel moment, să fii prezent tu cu tine, să-ți auzi interiorul, pentru că de multe ori nu găsim momente să stăm, să spunem acum, mă gândesc la ceva. Cred că vin milioane de gânduri în același timp, iar meditația face, este cumva o... Eu ea spune că este un ritual și să știi că la început cred că toate practicile recomandă să fie partea asta cu melodie, cu lumânărele, ca să-ți creeze starea, însă avansând o să vezi că nu mai ai nevoie de ele. Dar la început cred că nu este greșit dacă se folosește și acest lucru. De ce ai recomandat? Ce ți-a plăcut la carte și de ce ai recomanda-o? În primul rând, pentru această parte cu meditația, însă vreau să spun că ce m-a impresionat foarte mult a fost partea cealaltă despre moarte și cum putem să ne pregătim atât noi cât și pe cei pe care îi vedem că sunt într-o suferință sau că urmează să moară. Moartea este un moment pe care am spune că nu putem să-l acceptăm atât de repede. Și vorbește aici foarte frumos despre diferența dintre compasiune și milă. Pentru că este total diferit. Mila vine dintr-o frică și dintr-un sentiment de aroganță, ceva de genul ce bine că nu sunt eu și îți pare rău de acea persoană. Însă atunci când ai compasiune, te gândești la el că
este la fel ca și tine, are o suferință și tu vei fi ca și el, însă în momentul respectiv el nu are nevoie de mila ta, pentru că privindu-l cu milă, și știm că toți avem chestia asta atunci când este cineva bolnav, să-l copleșim cu de toate, însă cred și ei își doresc același lucru ca și noi, să fie iubiți, să fie acceptați, să fie îmbrățișați, să-i spun așa, și să poată trece mai ușor peste această boală, să-i spunem, dacă sunt cei care suferă mai mult, și să-i ajutăm și să le explicăm că peste această moarte va fi o renaștere. Că de fiecare dată trebuie să privim ca și cum lucrurile pe care n-am reușit să le stăpânim în această viață, să ni le rezolvăm, le vom rezolva cu un prilej viitor. Și la fel mi-a plăcut foarte mult un lucru. Tatăl meu a murit într-un accident de muncă la o vârstă destul de tânără și stăteam și mă gândeam, nu știam cum să-l ajut eu. Sunt într-adevăr practicile acestea ale noastre, rugăciunile pe care trebuie să le facem, însă aici descrie foarte frumos că te poți ruga chiar și după ani pentru acel suflet, să-l vezi în lumină, să-l vezi frumos și nu numai o persoană dragă ție, poți să vezi și pe ceilalți, cei care au murit în Holocaust, la Hiroshima și Nagasaki, adică poți să-ți transmiți acea dragoste și lumină peste mai multe persoane, nu doar pentru una singură. Și acest lucru, nu știu, pe mine mi-a dat mai multă încredere și am văzut cât de frumos este și am simțit că pot să-i transmit unei persoane plecate această lumină și dragoste, chiar dacă nu mai este aici lângă noi, și să treci mai ușor peste acea suferință. Este moartea un proces? În sensul în care îl regăsim, așa cum spuneam, și cu atât mai mult în tradiția budistă, în diverse forme de budism și mai ales în tradițiile asiatice și în Shivaism și în hinduism și în budismul zen, dar și în ceea ce înseamnă tradiția creștin-ortodoxă. Și anume faptul că odată cu dispariția fizică a persoanei respective, a trupului, nu se încheie. Poate se încheie un ciclu, da? Ar fi ciclu de viață terestră, viață pământeană. Dar lucrurile continuă. Și asta mi se pare un lucru extraordinar. Da, și mie mi-a plăcut și cred eu că îți dă și încredere. Adică și tu ca om te gândești că nu ești doar o persoană sau, cum spunea cineva, nici doar un cadavru, ci că ești un suflet. Iar trupul tău rămâne aici, este ceva natural, însă sufletul tău merge către o altă etapă. O etapă, așa cum spuneam și despre Dalai Lama, o etapă, încă o etapă către iluminare. Pentru că fiecare suflet cred că tinde la acest lucru și noi, la fel, ca să ajungem la acea iluminare, iar atunci înseamnă că fiecare suflet și-a îndeplinit natura lui și scopul lui pe acest pământ și se duce către o altă lume mult mai superioară, o lume superioară acestea în care trăim acum. Dacă ar fi să ne referim la conceptele budiste, și aici mă refer la non-atașament. În momentul în care învățăm această lecție, să-i spunem, a vieții, și anume detașarea atât de oameni cât și de lucruri, și îmbrățișăm cumva sau ajungem să înțelegem de fapt ce înseamnă non-atașamentul, privim lucrurile mai ușor și în ceea ce privește procesul morții. Depinde de persoane. Cred că fiecare avem acea cădere la un moment dat și nu acceptăm și nu vrem, nu găsim o explicație, însă cred că acest lucru vine din egoism. Pentru că atunci când pierdem pe cineva, și este explicat și în carte, nu ne gândim la acea persoană, zicem vai de ea. Nu, este vai de noi, că noi ne gândim că noi am pierdut-o, că noi nu mai putem fără ea. Ea, într-adevăr, se va duce undeva unde este bine, cum facem și legătura, într-un loc cu verdeață, unde este frumos, sufletul se duce către frumusețe, către Dumnezeu. Însă noi, da, cei care rămânem, nu reușim. Dar citind și practicând acest lucru în fiecare zi, eu cred că putem înțelege
la un moment dat și accepta. Dar, așa cum am întâlnit și în alte cărți, este bine să ții și acea perioadă de doliu tu ca cel care ai pierdut, pentru că dacă ai trece atât de ușor peste lucruri atât de importante, acele lucruri ar rămâne undeva depozitate, iar mai târziu vei refula și vei deveni o persoană foarte irascibilă. Așa că este bine ca să avem și momente de tristețe, însă cu timpul, cu siguranță, ne vom gândi cu bucurie la acele persoane și ne vom gândi că chiar dacă noi considerăm că s-au dus mult prea repede din această viață, poate că ele și-au spus până la acel moment tot și au arătat tot ce aveau de arătat în această viață pe acest pământ. Și au îndeplinit, să spunem, scopul sau scopul, menirea. Da, da. Și atunci cred că putem să înțelegem mai mult. Într-adevăr, când este vorba de persoane tinere sau despre copii, încercăm, de fapt nu încercăm, nu acceptăm. Însă, citind cărțile acestea, eu cred că toți am putea găsi alinare și o explicație. Pentru că în alte cărți ale voastre am aflat faptul că fiecare om vine cu un set de un cod. Este codat, practic, vii și de fiecare dată faci toate lucrurile acestea. Asta a trebuit să se întâmple. Ai venit pe acest pământ, ai crescut, ai învățat niște lucruri, ai murit. La fel, vei renaște și vei face toate aceste lucruri de la capăt. În această carte de actualitate, Cartea tibetană a vieții și a morții, Tsogyal Rinpoche se concentrează asupra felului cum trebuie înțeleasă adevărata semnificație a vieții, cum să acceptăm moartea, exact ce spuneai și tu puțin mai devreme, și cum să îi ajutăm pe muribunzi și pe cei morți. Moartea este o parte naturală a vieții cu care toți va trebui să ne confruntăm la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. După părerea mea, există două moduri în care o putem aborda cât timp suntem în viață. Putem opta fie să o ignorăm, fie să înfruntăm perspectiva propriei noastre morți și, reflectând limpede asupra ei, să încercăm să reducem la minimum suferința pe care aceasta ne-o poate aduce. Iată un citat foarte interesant care explică cumva ce spuneam și noi puțin mai devreme, ce înseamnă procesul morții, faptul că acest proces nu se încheie, dar cum putem învăța că există o etapă superioară, da? După încheierea ciclului vieții, o etapă superioară în scopul, în menirea pe care noi o avem pe acest pământ. Și probabil că legat de scop și de menirea pe care o avem pe acest pământ, atunci când noi căutăm sensul vieții, celebra întrebare, care este sensul vieții, unele persoane au nevoie de mai puțin timp, da? Tot ai dat exemplu cu copiii, altele au nevoie de mai mult timp ca să ajungă la un soi de înțelepciune sau de evoluție spirituală, motiv pentru care sunt oameni care au de îndeplinit o anumită misiune sau mai multe misiuni și ajung la o vârstă venerabilă, 80-90 de ani. Și atunci probabil că în felul acesta reușim să ne explicăm mai multe lucruri. Dragii noștri, a fost alături de noi Ana Maria Haller, blogger, autoarea blogului Dusă cu Cartea. Îi mulțumim foarte mult și pentru această intervenție, pentru acest material. Am discutat pe marginea cărții Cartea tibetană a vieții și a morții, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald și carte care o puteți, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Vă mulțumim cu recunoștință că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!